Rata națională a șomajului a fost de 2,9% la sfârșitul lunii iunie 2023, mai mare cu 0,03% față de cea din luna anterioară și în creștere cu 0,07% față de iunie 2022. La finele lunii mai, în județul Suceava, rata șomajului sucevean ajunsese la 5,38%. Datele rezultă dintr-o informare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, potrivit căreia în județele Bihor, Mehedinți, Satu mare și Suceava, precum și în municipiul București, București, rata șomajului și-a păstrat valoarea din luna anterioară. Informarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă relevă că numărul de șomeri a crescut în 19 județe, cele mai mari creșteri, înregistrându-se în județele Iași, Timiș, Brașov, Covasna și Sibiu. Numărul de șomeri a scăzut în 22 de județe și în municipiul București, cele mai mari diminuări fiind consemnate în județele Galați, Ialomița, Olt, Brăila, Vaslui, Teleorman și Ilfov. În municipiul București, numărul de șomeri a scăzut cu 17. De Persoane potrivit aceleiași surse, rata șomajului a crescut în nouă județe, creșterile înregistrându-se în județele Covasna, Buzău, Iași, Sibiu, Brașov, Timiș și Dolj. La finele lunii mai, în județul Suceava, rata șomajului sucevean ajunsese la 5,38% față de cea de 5,53% la finele lunii precedente, la acel moment consemnată fiind o scădere de 0,15 puncte procentuale.